altă poveste. Ar fi înșelat-o cu o fată de 16 ani și ar fi alungat-o cu unul dintre copii pentru a-și putea aduce amanta în casă. Camelia Ciucă, o femeie de 32 de ani, a ajuns la capătul puterilor, spune ea, de când bărbatul ei de 29 de ani a pus ochii pe o copilă, practic. O copilă care, în loc să meargă la școală la 16 ani, are acum grijă de copiii pe care Camelia și soțul ei i-au făcut împreună. Copii pe care mama, din nefericire, nu are voie să-i vadă. Asta se plânge femeia. M-a bunit cu fata din casă. A zis că el nu mai vrea să stea cu mine, că el o are pe amanta. Și mai grav este însă faptul că amanta ar avea doar 16 ani. Mama spune că a fost izgonită de acasă cu un copil sugar la piept, chiar de tatăl prichindelului. Motivul? Bărbatul și-ar fi găsit o iubită mult mai tinerică, adică în vârstă de 16 ani. Asta chiar dacă tata Daniel are 29 de ani. Mai mult, acesta i-ar fi oprit doi dintre copiii femeii pe care ar fi alungat-o, iar acum Camelia este disperată. În plus, sărmana mamă se teme pentru viața copilașilor ei. El iese cu amanta lui și cu copilul de 6 luni, care are 6 luni copilul ăla, și copiii mei ține închiși. Cu atât mai mult cu cât mama Camelia spune că a fost și ea ținută închisă în casă tot de iubitul său, zile la rând. M-a ținut închisă în casă, făceam la găleată să mă iertați dumneavoastră și eu și copiii. Acum, singurul gând al femeii de 32 de ani este să-și salveze copiii din casa iubitului și a amantei de 16 ani. Fata zice, mami, vreau să vin și eu, mami, la tine. Plânge fata așa de nușă, băiatul la fel, amândoi, dă-ți seama că nu... Nu pot să stau ce stau și mă plânge copiii. Nu vreau nimic altceva decât să iau copii. Că dacă mă duc acolo să mă uit și o să-i văd și eu un pic, mă ține și mă dă afară din casă. Dacă m-am dus și eu de Paște, când m-am dus să le duc și eu mâncare de Paște, mi-a aruncat mâncarea la gunoi, și îmbrăcămintea tot mi-a aruncat la gunoi. Am o poză acolo, un perete care mă uit și eu la ea acolo, să-i văd și eu mereu. Mi-e greu. Nu vreau decât să iau lângă mine atâta. Să crească toți unul lângă altul, nu să stea unul colo și doi colo. Și eu invit acum în platou pe femeia care susține că a fost gonită de acasă pentru o adolescență de 16 ani. Se numește, cum vă spuneam, Camelia Ciucă. Bună seara! Da. Luați loc, vă rog. Să rămână. Doamna Ciucă, ce s-a întâmplat? Cu soțul meu, cel care are pe amanta de 16 ani, erați căsătoriți legal? Nu eram căsătoriți. Copiii pe numele cui sunt? Ai lui. Deci i-a recunoscut? Da. Câți aveți în total? 3. Și cum a făcut el alegerea? Înțeleg că v-a trimis de acasă cu fetița cea mică. Da. Și ceilalți unde sunt? Ceilalți sunt la el, ceilalți doi. Crește el sau părinții lui? Părinții lui. Stă părinții lui. Și dumneavoastră puteți să mergeți să-i vedeți? Mă duc și eu ce mă duc. Și când mă duc acolo, mă dă afară din casă. Mă ține 5-10 minute, zice, haide că am treabă sau știți ce zice. Câți ani au copiii? Deci fata mare are 5 ani și băiatul 4 ani. Și cea mică? Fata, și cea mică un an jumate. Bun, da... Când s-a întâmplat asta cu... Asta în februarie. În februarie s-a întâmplat. Și băiețelul... Înțeleg că fata asta de 16 ani are un copil. Da, are un copil de 6 luni. E cu soțul? Da. E cu soțul dumneavoastră făcut? Nu. E cu altul, cu un alt băiat. Altul. Și copilul cu cine stă? Stă cu ea. Și cu soțul meu. Iubitul dumneavoastră, da. Zis. Bun, acum, nu știu, ați încercat o acțiune de custodie a copiilor? Deocamdată, de cât am scos certificatele, atâta, și să mă duc la tribunal, ca să pot să văd dacă pot să iau copiii de acolo, de la el. Asta puteți, acum adică ați scos certificatele, de unde le naștere? Da, de naștere. Acum, după 4-5 ani le-ați scos? Le-ați avut sau? Nu, asta nu e de mult de când le-am scos certificatele.
A spus că un copil are 4 ani, unul 5 și unul un an jumate. Un an jumate. Poți de unde după atâta timp? De la starea civilă, acum da, bineați făcut de-abia? Da. Și sunteți, bun, asta este un lucru frumos. Da. Sunteți în măsură, dacă mergeți la tribunal, să țineți toți trei copiii, vreți toți trei să-i creșteți dumneavoastră? Da. Da. Aveți unde aveți venit? Aveți un ajutor? Tata, da, de are tata pensie de 8 milioane, plus alocația, plus eu ce mai mă descurc, ce mai îmi dă și lumea, că doar lumea, de când m-am mutat la bloc, mi-a dat la fată tot timpul, mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte. Dar v-ați încercat să vă găsiți un loc de muncă? Păi nu, deocamdată nu, că e fata mică, acum. Dar un an jumate poate să meargă la creșă deja. Un an jumate, da. Un an jumate are. Mai stați 5 luni și puteți să o dați la creșă. Da. Vă susține familia să faceți procedura, acțiunea, sunt alături de dumneavoastră, pentru că și momentul în afară că sunteți de admirat că, deși aveți niște venituri medici, nu cred că vă descurcați prea mici, vă descurcați prea grozav, totuși doriți să luați toți copiii la dumneavoastră. Da, da. Vă susține familia pentru că este greu de... Da, e tata care... Auzi, mie mi se pare că nu ești fată rea așa, din ce poate mă înșel. Da, din ce te perzi așa un... Până la urmă, optimistă. Un copil, cât ai 32 de ani. Da, 32. Cu trei copii, vai de capul tău, cu, uite, bărbatul ce ți-a făcut, dar nu te mai mărita. Păi nu mai, să stai să că las că zici acum, dar peste te ia unul cu o vrăjeală de asta drăguță, că ești fată tânără, și te mai trezești cu trei copii peste nu știu cât timp. Bine că ai familie, ce să spun. Bine că ai un tată care te acceptă, dacă... Câte camere aveți? Două camere. Două camere? Stau la bloc, la bloc stau. Da, tu l-ai vrea pe el înapoi să plece asta tinerică nu și mai, să... Nu mai, credeți-mă că cât am suportat cu el și nemâncată și bătută și... Dar de ce ai făcut copiii ăștia? Închisă în casă. De ce ai mai stat? Toate alea. Te-a ținut cu forță așa? M-a ținut. T-a ținut? Cu forța sau? M-a ținut. Am zis, zic, să nu mai mă cer cu el, știi, să nu mai mă... cer cu el așa. Păi cum, te bătea și tu să stai? Nu mă bătea, deci nu mă bătea. Nu mă bătea. Mă ținea închisă cu copiii. În casă? Da. Și el unde se ducea? El se ducea la muncă pe ziua. Bine că muncește acum. Da, muncești o săptămână, pe urmă stă acasă. Da, nu, dar, nu e zilier. Trebuie și în povestea doamnei faptul și nu este singura, că deși o duceți greu cu soțul, tot mergeți pe ideea, fac un copil, mai trece o perioadă, hai să mai fac unul că poate își revine. Mai stăm puțin, o ducem tot prin chinul și fericirea de o zi, două, lumea după aceea amărâtă, iar... Beatrice. Nu neapărat lumea amărâtă. Da. În primul rând, foarte credul ai fost să crezi că un domn care ți-a arătat că poate să te ține închisă în casă... Și ai o fată amărâtă, nu? Că presupun că nu proveniți dintr-o familie bogată. Nu. Suntem așa și noi. Da. Câți copii sunteți? Suntem trei fete și doi băieți. Ia uite. Mulți! Da, fata mea, ăsta vine, o lasă pe aia, pleacă aia tânără, vine, te ia cu o vrăjeală de-asta drăguță, nu îi mai faci de... Zici nu tu mai, așa... Doamna Mara, nu mai, nu știu, așa nu să mai fie, că știi ce se întâmplă? Îți faci rău, nu neapărat ție, în primul rând, dar copiilor. Da. Aia e, dacă iubești cu adevărat, lasă-i să crească frumos. Pentru că atunci când cresc, dacă ei cresc în bătăi, în înjurături, în băuturi, în... Când vor crește și ei vor face la fel, pentru că vor avea impresia, așa trebuie să fie într-o familie. Da, așa este. Ăsta e comportamentul.